În anii 80 erau foarte populare șarfele din puf de capră. Întotdeauna m-au fascinat când le vedeam la mătușile mele, la bunica mea, la bunicile mele și mi-am dorit foarte mult o eșarfă din puf de capră lucrată manual și am făcut rost. Am întrebat în stânga, în dreapta, până la urmă a fost adusă de peste mări și țări, pentru că doar în țările slavice se mai lucrează din puf de capră și femeile nu au pierdut tradiția și torc firul din puf de capră. Nu știu cât a costat. Persoana pe care am rugat-o să mi-o procure până la urmă mi-a făcut-o cadou și o să-i fiu recunoscătoare toată viața, pentru că mi-am dorit foarte mult o astfel de piesă vestimentară în garderobă. Este extrem de călduroasă, bineînțeles că înțeapă. Este puf de capră, dar este foarte călduroasă și fiind purtată la un palton nici nu se simte. Astfel de piese vor dăinui sute de ani de acum încolo și îmi place să continui tradițiile, să le păstrez și chiar dacă poate unii le cred demodate sau poate, nu știu, prea handmade, pentru mine acestea sunt niște valori și cu siguranță dacă o persoană care apreciază calitatea ar vedea această eșarfă, bineînțeles că ar da orice bani ca să o obțină, mai ales că au rămas atât de puține meșteșugărițe care fac așa ceva. Caprele trebuie pieptănate, lână trebuie aleasă, spălată cu grijă și toarsă. Este un procedeu foarte, foarte elaborat, dar rezultatele, vă spun, sunt fascinante. Se toarce un fir atât de subțire că se zice că o eșarfă de calitate trebuie să treacă printr-un inel, trebuie să faceți testul inelului cu ea și eu l-am făcut. Această eșarfă trece printr-un inel, nu am cântărit-o, dar cu siguranță are doar 100 de grame sau poate mai puțin. Vă pup!